ce fel de sportiv de performanță ești tu dacă stai aici lângă foc? Să ești un pilot romantic și îți place zgomotul de lemn troznind? Mi oferă un anumit confort acest zgomot de lemn care arde, și confort termic și confort psihic. Da, să zicem că e frig afară și eu l-am scos aici să ne dea interviu, dar noi l-am pus lângă foc, nu-l judecați aspru. Te văd așa, îmi place despre tine. Ultima oară când ne-am întâlnit erai preot, acum ești pilot de curse. Ce, cum e? Cum e proiectul ăsta? E un proiect de o anvergură foarte mare și sunt mândru să fac parte din el. E al doilea proiect în care sunt alături de Ruxandra Ion și o echipă care se schimbă, dar într-o mare măsură rămâne și aceeași. Da, acum e puțin diferit, sunt puțin diferite personajele față de ce azi. Diferite, e altă poveste, e altă. Și ești pilot de raliuri așa arogant, un fel de, nu știu cine e în top acum la Formula 1, că nu mă pricep, dar sigur, sunt unii care sunt frumoși, că am văzut eu ceva imagini. Ești arogant așa sau ești modest de ăsta sportiv care lucrează intens, îl interesează stânga, dreapta? Cred că personajul meu nu e doar într-un singur mod. Clar, are momente de aroganță și le simt. Și asta e o chestie bună, că se diferențiază față de ce am mai făcut până acum în proiectul Adela. Dar are și momente în care este serios, la locul lui, în banca lui. E un personaj mămos. Trăiește alături de mama lui, El Capitan. Așa. Și de acolo primește și partea asta de disciplină și de modestie. Cine este mama ta în film? Nu știu sigur dacă pot să zic, dar... Păi n-a apărut, că noi n-am fost atenți acum la imagine pe care le-au difuzat astăzi, pentru că eram în discuție cu domnul Bebe Cotimanis și eram atenți la dumnealui și n-am putut să oprim ca să ne uităm la imagini. N-au dat? Încă nu au dat-o, că noi apărăm puțin mai târziu, din episodul 9, cam așa, și încă nu știu dacă pot să zic cum o cheamă. Dar zi-mi, te rog, dacă îți faci singur cascadorile, dacă ai ajuns la performanța asta, sau deocamdată văd în tine un tânăr actor la început de drum, care nu are suficientă experiență încât să se arunce în foc, să se dea cu mașina peste cap și ai nevoie de dublură. Nu știu cum e la seriale, dar mă gândesc că asta e. Ori poți să le faci tu, ori nu știu dacă te lasă. Nu știu dacă ține de experiența actoricească, cât ține de un training pe care îl faci înainte, când faci research-ul pentru personaj. Și ține și mult de health and safety. Dar în același timp, ca să poți să-ți faci cascadoriile și să ai antrenori, să ai timp în care petreci, de exemplu, pe circuit, conducând mașinile, toate chestiile astea necesită un buget foarte mare. Deci e preferabil să facă chestia asta cineva care se pricepe. Oricum, casca e pe cap și filmarea e de la îndepărtare și nu se vede dacă sunt eu sau nu. Și cumva, probabil, nu e eficient și nu e, e redundant. Nu contează cine conduce. Deși aș fi vrut. Ai fi vrut? Asta conduc. E, dacă te-ar... Bine, eu înțeleg chestia asta să protejeze actorul. Pe de altă parte, mă gândesc că e și genul ăla care vrei să te implici și când vezi așa scene de-astea cu adrenalină, te duci și te rogi de regizor. Te rog... Am făcut asta. M-am rugat de regizor, dar n-a fost posibil. Din multe motive, necesită și timp, necesită și o anumită asigurare. Dacă bușești mașina, dacă... Na. E mai safe și am jucat-o pe varianta mai safe.